Bună ziua! Astăzi, în ședința de guvern, a fost aprobată hotărârea de guvern pe care a detaliat domnul ministru Cecă Oțelă, prin care s-au acordat 148,7 milioane de lei din fondul de intervenții pentru 17 județe afectate de inundații și alunecări de teren. Banii sunt destinați reparării drumurilor județene, comunale, podurilor, podețelor și digurilor. Este vorba de, să fie foarte clar, județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Botoșani, Caraș-Severin, Cluj, Covazna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Tulcea, Vrancea. Și mai aveam aici o informație pe care să vă dau. Este vorba de 1085 de obiective și 243 de UAT-uri. Domnul ministru va da detaliile. Tot în ședința de guvern de astăzi a fost aprobată o ordonanță de urgență cu privire la aprobarea metodelor de intervenție imediată pentru specia de urs brun. Domnul secretar de stat Robert Sepp este astăzi aici pentru a vă da toate detaliile. În ședința de guvern am transmis, în afară de această ordonanță de urgență sau dincolo de acest act normativ, am transmis nevoia unei strategii prin care să controlăm populația de urși. Această ordonanță este o măsură care vine pe termen scurt, pentru a rezolva o problemă pe termen scurt, dar este responsabilitatea Ministerului Mediului să vină cu această strategie de control a populației de urși pe termen lung și înțeleg de la domnul secretar de stat că avem deja un proiect, doresc să, domnul secretar de stat, să spuneți mai multe detalii și am putea avea această strategie implementată și cu măsuri în cel mult un an de zile. Și tot în ședința de guvern de astăzi am aprobat acordarea de 2,7 milioane de lei pentru finanțarea Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu și 200.000 de lei pentru finanțarea Astra Film Festival. Și nu în ultimul rând, țineți minte, am cerut un raport Ministerului Sănătății în ceea ce privește capacitatea statului român de a îngriji mari arși. În ședința de guvern de astăzi a fost prezentat acest raport de către Ministerul Sănătății. Și avem secretarul de stat la Ministerul Sănătății, doamna Altmaier, care va prezenta raportul cu toate detaliile. Un semn bun din raport, se vor construi 3 centre de mareaj la București, Timișoara și Târgu Mureș. Finanțarea se va face prin program cu Banca Mondială. Acestea au fost lucrurile pe care vreau să le menționez eu din ședința de guvern. Dacă sunt întrebări pe aceste teme sau altele care țin de activitatea guvernului, câte o întrebare de fiecare, pentru că avem mai multe lucruri de explicat. Vă ascultăm. Bună ziua, Dorian Nicola, de la Agenția de Presă Queen News România. Ne-am făcut astăzi rost de un document în exclusivitate, potrivit căruia 19 unități școlare au fost afectate de inundații din ultima perioadă. Când vor fi refăcute aceste unități școlare, ținând cont că anul școlar va începe peste o lună și jumătate? Guvernul va aloca bani pentru refacerea acestora în timp util până la începerea noului an școlar? Sigur va aloca bani. Avem și o evaluare preliminară, dar aștept evaluarea finală. Se adevărat, este vorba despre 17 unități școlare, 9 în Cluj-Napoca, o școală în Botoșani, 3 grădinițe în Brașov, un club sportiv în Satu Mare și 3 școli în Alba. Vorba de infiltrații, de apă, acoperișuri avariate, în unele cazuri sunt de mixtorul inundate. Așa cum am acordat, ați văzut suma de 148 milioane de lei, peste 148,7 milioane pentru a repara tot ce a fost distrus de, în ultima perioadă din cauza inundațiilor, vom acorda în timp resursele pentru a repara și ceea ce s-a întâmplat cu aceste școli. Vă mulțumesc. Vor fi reparate până la începutul anului școlar? Asta este întrebarea. Cu sigur, noi vom aloca resursele imediat ce am raport de evaluare, deci sper să fie gata până atunci. Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule premier, datoria publică a ajuns la 49,7% din produsul intern brut, la 50% salariile ar trebui înghețate, așa spune legea. Cum veți proceda? Să ajungem la 50% întâi. Probabil deja am ajuns. Dacă luăm în calcul estimările, am putea spune că suntem foarte aproape. La ce se pot aștepta bugetarii? Vorbim de milioane de angajați. Este vorba de estimări deocamdată. Haideți să vedem datoria ca procent din PIB. Are două elemente. Una este datoria publică, cealaltă este PIB-ul nominal. PIB-ul nominal a crescut mai rapid decât ne așteptăm. Nu știu dacă vom ajunge la 50%, vom vedea când ajungem la 50%. În același timp este o recomandare, nu este o lege. Vom vedea ce se va întâmpla atunci, dar eu vă aduc aminte că în sectorul public, la începutul anului, am
înghețat să aleg sectorul public înainte de a avea această trecere peste 50%. Deci nu aici este problema. Vă mulțumesc. Bună ziua, Alex Lădescu, Antena 3. Eu voiam să vă întreb, domnule premier, având în vedere scandalul care a apărut ieri în presă legat de acel document, care s-a scurs de la cancelaria dumneavoastră, dacă v-ați lămurit și dacă documentul este real și, în cazul în care este real, dacă vor fi luate ceva măsuri. Am spus și ieri, o spun și astăzi, eu nu pot să comentez decât pe baza unor documente oficiale. Din punctul meu de vedere, documentul oficial înseamnă registrat, cu semnături și așa mai departe. Documentul avea antetul guvernului și era semnat. Repet ceea ce a spus mai devreme. Documente oficiale, din punctul meu de vedere, înseamnă documente înregistrate, documente care au trecut printr-o anumită procedură. Acestea sunt documente oficiale. Nu pot să comentez documentele. Dar ați verificat măcar dacă e real sau nu? Repet răspunsul meu. Vă mulțumesc. Bună ziua, Marganiță, Alef News. Cel mai recent barometru de opinie Avangard arată că a crescut numărul persoanelor care nu văd necesară vaccinarea cu 5% în ultima lună, ajungând la 36%. Cum se închide această problemă a vaccinării, având în vedere faptul că anumite categorii de populație nu ascultă apelul guvernului de a se vaccina și în condițiile în care Ministrul Sănătății anunța ieri că un vârf al unui eventual val 4 vom avea în jur de 4.000 de persoane infectate pe zi? Așa cum am făcut și până acum, vom face în continuare toate eforturile pentru a-i convinge pe cetățeni că soluția de a scăpa de pandemie este vaccinarea. Ministerul Sănătății a venit ieri și a prezentat, am avut o discuție la guvern și după aceea în coaliție, mai multe soluții. Unele sunt pe partea de restricționare, altele pe partea de motivare, incentivare. Vom vedea care dintre soluții vor fi acceptate în coaliție. Eu mi-am spus părerea despre unul dintre ele, dar, repet, căutăm soluții pentru a continua o campanie de vaccinare. Până la urmă, eu spun că este și responsabilitatea fiecărei persoane din România, fiecărui cetățean, de a-și proteja familia, de a-și proteja pe cei apropiați și propria sănătate să se vaccineze. Dacă permiteți, vă rog frumos, cum interpretați dumneavoastră faptul că 73% dintre cetățeni nu au putut să numească un ministru de încredere al cabinetului dumneavoastră, în afară de premier? 7%. Nu am văzut studiu, să mă uit, să văd cum a fost făcut studiu. Mulțumesc. Bună ziua, Loredana Dia cu Epoch Times. DNA și DICOT se confruntă cu o criză de personal, iar recenta decizie a CCR riscă să agraveze și mai mult această criză. Ar fi afectate nu doar cele două parchete în sine, ci ceea ce reprezintă ele, lupta împotriva corupției, lupta împotriva criminalității organizate, și respectiv și parteneriatele internaționale pe care le are DICOT, pentru că traficul de persoane, traficul de droguri sunt transfrontaliere. Aș vrea să vă întreb, domnule premier, dacă în aceste condiții ne putem aștepta să vedem o încercare de rezolvare cu celeritate, o ordonanță de urgență sau un act normativ, pentru că soluția ar exista. Domnul Bologa spunea, de exemplu, că ar putea fi redusă vechimea necesară procurorilor pentru a accede la parchetul general, ceea ce ar duce automat și la o reducere a vechimii celor care se vor angaja la DNA și DICOT. Se discută în coaliție? Vom vedea un act normativ în curând? Această soluție cu ordonanță de urgență nu a fost în coaliție. Cealaltă soluție a fost aprobată în coaliție. Ea a fost declarată neconstituțională. Dacă vor veni și alte soluții pentru a rezolva criza de personal, bineînțeles că ne vom uita la ele și vedem dacă sunt ce acte normative sunt necesare. Nu să vă uitați doar acolo, vă uitați la DICO și la DNA, mă uit în economie, că este o criză de personal în mai multe sectoare. Iar soluțiile, să știți că niciun sector din economie nu sunt soluții pe termen scurt. De obicei, când găsești soluții care încearcă să accelereze sau să taie colțurile, cut the corners, nu sunt soluțiile care sunt cele mai bune de fiecare. Trebuie să avem o strategie pentru toate sectoarele din economie pe termen lung. Cum aducem un personal calificat în toate sectoarele din economie, iar unde arde acolo pe termen scurt, va trebui să găsim soluții. Deocamdată, în coaliție, nu au venit alte soluții în acest moment. Ceea ce a trecut de coaliție, doar că a fost respins, știți foarte bine, de Curtea Constituțională. Da, cum spuneam, procurorul șef al DNA a avansat deja o soluție. Credeți însă că va exista voință politică? Mă refer în contextul în care UDMR-ul deja manifestă o aversiune foarte mare pentru întoarcerea dosarelor vizând corupția magistraților la DNA. Nu intrăm acum în speculații. Eu doar vă spun că, și fac o precizare că este a doua întrebare, dar vă spun doar că această soluție nu a venit la coaliție în acest moment. Mulțumesc. Mulțumesc. Bună ziua, Luiza Gireadă de la TVR. Astăzi am văzut că numărul de noi cazuri de infectare a depășit pragul de 100. De la ce număr
guvernul consideră că trebuie să se gândească la măsuri de protecție a populației și dacă dumneavoastră considerați că ideea avansată de Ministrul Sănătății, ca părere personală, ca persoanele nevaccinate să aibă restricții la participarea la evenimente în interior, e o idee bună, fezabilă. Dar noi avem și în acest moment anumite praguri la care n-am renunțat. 0,5 la mie, 1,5 la mie, 2 la mie, 3 la mie. Deci atunci când ajungem la acele praguri, intră în vigoare anumite reguli la care noi n-am renunțat niciodată. Deci nu trebuie să reinventăm ceva nou. Am avut și anul trecut aceste praguri, ele au funcționat, le folosim și în continuare. Deci considerați că sunt suficiente aceste măsuri până la ce punct? La câte infectări ar trebui să schimbăm totuși ceva? Păi, repet, așa cum au funcționat până acum, vor funcționa și în continuare. Aceste praguri le-am folosit și, ele vin cu o serie de măsuri pe lângă ele. Deci le considerați suficiente? Da. Bună ziua, Francesca Simionescu, Observator Antena 1. Telefonul mobil al președintelui Emmanuel Macron ar fi fost urmărit de programul Pegasus al serviciilor secrete ale Marocului. În acest context, voiam să vă întreb, Pegasus este un program care a ajuns sau va ajunge vreodată, a avut cineva intenția să ajungă și în România? Ce știți despre astfel de supravegheri la noi și dacă se face o anchetă, dacă suntem vulnerabili? Nu știu nimic despre acest program. Și eu sunt foarte atent cu telefonul, ce aplicații pun pe telefon. Mulțumesc. Bună ziua. Referitor la acea ordonanță de urgență, dacă a fost discutată în coaliție sau dacă a fost și discutată în guvern, referitor la medicii care nu sunt vaccinați și ar putea să fie testați din... Este una dintre propunerile discutate la coaliție. Când se va lua o decizie, vom vedea. Sunt mai multe variante, dar este una dintre ele. Da. Nu știu dacă doamna ministru mai e aici, dacă nu... În sensul care o susțineți, ar putea exista modificări, rămâne așa... Am spus deja că o susțin, am spus deja în spațiu public că susțin o măsură de acest gen. Și dacă mai permiteți o întrebare referitor la declarațiile lui Ludovic Orban, susținea, apropo de remanierea pe care ați făcut-o a ministrului finanțelor, că nu a fost consultat și totul s-a făcut împotriva voinței sale, nici măcar partidul nu a fost consultat. Este așa sau nu? Mulțumesc. O spun, am nu știu câte oară, decizia de a remania un ministru este atributul constituțional al premierului și declarație pe care a făcut-o și domnul Orban de foarte multe ori. Nu înțeleg de ce și-a schimbat acum declarația. Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Revin cu subiectul documentului cu antetul guvernului. Folosirea de resurse publice pentru partid este ilegală. Ați cerut dovezi, ați spus că nu veți tolera așa ceva, dar că doriți o dovadă. Documentul care a ajuns în mai multe media are la proprietăți numele Mioarei Costin, care este consilier de stat. Apare acolo și Dana Păcurar aici de față. Spuneți-ne, vă rog, sunt totuși niște dovezi definitive că acest document a existat și în ce măsură se manifestă intoleranța dumneavoastră? Cine a luat decizia privind această comunicare cu antetul guvernului? Eu, din funcție de premier, pot să comentez doar pe documente oficiale. Ceea ce înțeleg eu că e document oficial este un document care a fost înregistrat, care a fost prezentat. Niciodată un astfel de document nu a fost înregistrat sau mi-a fost mie prezentat în niciun moment. Despre documente care apar în presă sau hârtii, nu știu dacă sunt documente. Fițuici, vorbit cu consilierele dumneavoastră. Dați-mi voie să răspund și după aceea. Documente care apar în presă, fițuici sau documente editabile care apar în presă, nu pot să comentez. Eu pot să comentez doar pe documente oficiale. Vă mulțumesc. Ați vorbit cu consilierele dumneavoastră pe această temă? Veți lua măsuri? Mulțumesc cu întrebare. Mulțumesc. E vorba, aș continua totuși, pentru că e vorba de o semnătură electronică care atestă veridicitatea documentului. Înțelegem că n-a fost înregistrat la cancelarie, înțelegem că n-a fost înregistrat în guvern, ați explicat și ieri, dar este redactat de un consilier de stat din guvern cu scop politic. Eu cred că noi înțelegem diferit semnătura electronică, ce înseamnă semnătura electronică. În guvern nu avem semnătură electronică în acest moment, deci asta este un lucru diferit de ceea ce se întâmplă. Autorul documentului, la asta mă refeream. Bun, mulțumesc. Întrebarea legată de... Vă mulțumesc, că a fost o întrebare, vă mulțumesc mult de tot. Domnul ministru Ceche. Bună ziua!
Așa cum a anunțat și domnul prim-ministru, astăzi, la propunerea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a aprobat o hotărâre de guvern pentru alocarea unei sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru unele UAT-uri afectate de calamitățile naturale. Este vorba despre alocări pentru 17 județe, 243 de UAT-uri și un număr de 1085 de obiective afectate de calamități naturale, care cu acest ajutor guvernamental vor putea fi refăcute, reabilitate, readuse la situația inițială. Este vorba despre 27 de decolmatări de pârâuri și râuri, 191 de drumuri comunale afectate, 69 de drumuri județene, 487 de drumuri forestiere, sătești, ulițe și diguri, 87 de maluri surpate, 38 de obiective economico-sociale afectate, 186 de poduri și podețe afectate. Este vorba despre calamități naturale care s-au produs pentru care Ministerul Dezvoltării, conform procedurii legale, a primit solicitările de la instituțiile prefectului din județele țării. Rapoarte care se întocmesc la nivelul instituției prefectului împreună cu cei de la ISU și ISC. Aceste rapoarte se transformă în proiecte de hotărâre de guvern pentru județul respectiv, pentru UAT-urile din județul respectiv și se trimit Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, care face o analiză a lor, o statistică a lor și vine în ședință de guvern și propune acest proiect de hotărâre de guvern. Urmează mai mult ca sigur și alte alocări, având în vedere calamitățile naturale produse în ultima perioadă. În momentul în care acest proiect de HG a fost întocmit, acestea au fost cele 17 județe și 243 de UAT-uri afectate, care aveau documentația în regulă deplină transmisă Ministerului Dezvoltării. În momentul în care avem noi solicitări de la instituțiile prefectului, vom prezenta, desigur, situația în ședința de guvern. Dacă aveți întrebări legate de acest subiect, vă rog. Bună ziua, Francesca Siminescu, Observator Antena 1. Aș vrea să vă întreb după ce model se vor da aceste despăgubiri, adică cum se ia decizia ca undeva să se dea niște bani și în altă parte mai mult sau mai puțin? Deci toate județele care au făcut solicitări făcute prin instituția prefectului din județele, dacă vreți pot să le enumer evident, toate județele pe acele unități administrativ-teritoriale propuse, pentru că analiza se face la nivel teritorial. Ministerul Dezvoltării nu face o analiză pe teren, dacă vreți, a calamităților produse, ci ISC-ul împreună cu cei de la ISU și cu instituția prefectului fac aceste verificări, aceste analize și în urma verificărilor și analizei întocmesc un raport obligatoriu, care se întocmește pentru fiecare calamitate naturală produsă. Acest raport se transformă în proiect de hotărâre de guvern care este transmis Ministerului Dezvoltării. Noi le centralizăm și practic toate solicitările la zi au fost prezentate guvernului. Cum vă spuneam, urmează probabil să vină și alte proiecte de HG-uri, pentru că din păcate s-au mai produs calamități în ultima perioadă, în ultimele zile, săptămâni. Deci va fi suplimentată această sumă anunțată de premier sau în această sumă ar putea să intre și următoarele HG-uri care vin? Deci această sumă reprezintă toate solicitările venite. În această sumă au intrat toate UAT-urile, toate județele, care au avut solicitări până în data de 15 iulie, anul curent, la Ministerul Dezvoltării. Din moment ce vin alte solicitări, alte proiecte de HG-uri, pentru că, din păcate, am văzut în țară că au mai fost calamități serioase, sigur, în momentul în care ele vin, le centralizăm și venim din nou cu un proiect de HG. Mulțumesc. O întrebare. Cam cât durează o astfel de verificare, evaluare, în cazul în care, așa cum spuneați, vin noi solicitări? Și, concret, pentru suma alocată, cam cât de repede primesc oamenii afectați, spre exemplu, în ultimele 2-3 zile, banii?
Deci dacă mă întrebați pentru ultimele 2-3 zile, încă nu avem aceste rapoarte ale de la instituția prefectului din județul respectiv. În momentul în care acest raport vine la Ministerul Dezvoltării cu proiectul de HG, putem să-l prezentăm în ședința de guvern. Ceea ce s-a alocat acum este o alocare pentru calamități naturale încă o dată, pentru care au fost documentație de plină, completă, depusă până în data de 15 iulie 2021 inclusiv. Există vreun termen pentru ca această evaluare să fie finalizată, câteva săptămâni, lună? Aceste evaluări de obicei țin o săptămână, două săptămâni, maxim trei, în funcție de complexitatea calamităților, dar ele se fac evaluările la nivelul județelor, la instituțiile prefectului. Bună ziua, Alex Vlădescu, Antena 3. Domnule ministru, voiam să vă întreb dacă la minister ați terminat deja acea evaluare pentru rectificarea bugetară și cam care ar fi fondurile de care ați avea nevoie la rectificare? Suntem în analiza bugetului. Pot să vă spun că Ministerul Dezvoltării are o execuție bugetară de 68% la zi, ceea ce înseamnă că în mod categoric la rectificarea bugetară vom cere sume importante pentru programele de investiții pe care le derulează Ministerul Dezvoltării. Sigur, aceste discuții vor avea loc cu Ministerul de Finanțe și sunt sigur că vom găsi cele mai bune soluții ca aceste programe de investiții să continue cu finanțare importantă. Ne puteți spune și care sunt principalele programe care ar avea nevoie de bani? PNDL, acel fond de dezvoltare locală anunțat de premier și mai care? Deci vorbim aici în primul rând de PNDL, în care vom face plăți și în această săptămână și săptămâna viitoare vom face plăți. Deci programul PNDL nu s-a oprit. Primim facturi în continuare de la unitățile administrativ-teritoriale și din moment ce în la rectificare vom avea o sumă importantă, vom continua plățile din PNDL. De asemenea, pe Compania Națională de Investiții avem o execuție bugetară de aproape 70%. Și din analiza noastră vom solicita suplimentări de credite bugetare acolo. Cam acestea sunt principalele programe de investiții din Ministerul Dezvoltării. Sigur, această analiză va avea loc și vom discuta cu cei de la Finanțe. Bună ziua, Dorian Necula cu Inis.ro. Domnule ministru, premierul a anunțat la finalul săptămânii trecute că ministerul pe care îl conduceți va propune un memorandum pentru ajustarea prețurilor la materiale de construcții cu contractele deja semnate. A fost adoptat acest memorandum sau este în analiză sau când urmează să fie adoptat, dacă ne puteți spune? Deci acum două săptămâni am prezentat guvernului o informare legat de această situație care a apărut și pe care o specific, nu este o situație specifică României, este o situație care se regăsește la nivel european și la nivel mondial, de creșterea prețurilor materialelor de construcții și am prezentat problemele identificate la nivelul Ministerului Dezvoltării. Din dispoziția primului ministru, această analiză internă a Ministerului Dezvoltării a fost extinsă printr-un grup interministerial în care sunt cuprinse și alte ministere care au investiții și de două săptămâni acest grup de lucru interministerial lucrează. În momentul în care avem analiza finalizată cu soluții juridice, pentru că sunt diferite tipuri de contracte de finanțare pe diferite ministere și soluțiile financiare, evident, vom veni în ședința de guvern să prezentăm această situație. Ne puteți da un termen când va fi adoptată o ordonanță de urgență, că premierul vorbea despre această ordonanță, când va fi adoptată pentru a permite ajustarea prețurilor la material de construcție contractele? Premierul, la finalul săptămânii trecute, vorbea despre asemenea. Trebuie să identificăm nivelul de intervenție la care suntem, ca să încerc să vă explic. Cel puțin la Ministerul Dezvoltării vorbim de trei tipuri de finanțări și trei tipuri de contract. Finanțarea pe fonduri europene, unde prețul este fix, adică prin programul operațional regional, prețurile prevăzute în contracte sunt fixe și pe acest contract astăzi o posibilitate de ajustare este o posibilitate minimă, fără o intervenție legislativă. Și finanțările pe bugetul național, pe programe naționale, unde avem două tipuri de contracte. Contractele cu execuție de până la 12 luni, unde prețul este fix, și contracte cu execuție de peste 12 luni, unde lucrăm cu un indice dat de Institutul Național de Statistică și care, la fel, trebuie reevaluat acest indice. Deci, numai pe Ministerul Dezvoltării avem trei tipuri de situații.
vă dați seama că pe alte ministere situațiile pot diferi la fel. Deci până nu facem această analiză și vedem care este nivelul de intervenție, din evaluarea, dacă vreți, primară, mai mult ca sigur va trebui intervenit la nivel primar, adică la nivel de lege, printr-o ordonanță de urgență. Și referitor la Programul Național de Investiții în Infrastructura Locală, premierul l-a anunțat în urmă câteva săptămâni, când va fi implementat acest program și care va fi bugetul acestui program anunțat de către premier? Dacă ne puteți spune, este cerut de către autoritățile locale? Ce ne puteți spune despre acest program? Deci, sunt trei domenii care sunt identificate la nivelul Ministerului și despre care discutăm, dar care trebuie corelate cu programele de finanțare pe fonduri europene, inclusiv pe PNRR. Este vorba de, în primul rând, de drumuri de interes local, unde există și foarte multe proiecte întocmite, chiar și cu documentație tehnică, o parte dintre ele. De asemenea, pe apă și canalizare, unde, deși și în PNRR vom avea, noi ca și stat, ca și România, vom avea fonduri, dar ele trebuie suplimentate din fonduri naționale și, nu în ultimul rând, introducerea gazului și accesul populației la sistemul de gaze, unde, la fel, nu o să avem mai mult ca sigur finanțare europeană. Deci acestea sunt cele trei mari domenii care trebuie, din punctul nostru de vedere, finanțate și pentru care vom creona un program de investiții. Când va începe acest program anunțat de premier, exact, când va veni ministerul pe care o conduceți cu... În momentul în care îl vom avea, îl vom anunța în mod categoric. În condițiile în care încă se lucrează la acest act normativ care se rezolve problema costurilor materialelor de construcții, la rectificare, va fi cuprins în Ministerul Bugetului suma necesară pentru a încerca să se amortizeze aceste cheltuieli suplimentare? Noi ne propunem ca acest grup de lucru interministerial să finalizeze lucrările, analiza și soluțiile propuse înainte de rectificare. Exact pentru că dacă din această analiză, și mai mult ca sigur, din această analiză va ieși o necesitate de finanțare în plus sau o flexibilizare a contractelor și a execuției lucrărilor, care nu înseamnă întotdeauna imediat credite bugetare, înseamnă și credite de angajament, posibilitatea de a contracta mai mult, o valoare mai mare. Noi ne propunem ca acest grup de lucru interministerial să-și finalizeze lucrările înainte de rectificare, exact pentru a vedea dacă trebuie găsite soluții ca la rectificare să încercăm să le găsim. Și v-aș mai întreba și dacă, așa cum a fost în proiectul de buget adoptat la începutul anului, o alocare directă către anumite OAT-uri de fonduri, dacă și la rectificare vom vedea așa ceva? Vom discuta această situație împreună cu Ministerul de Finanțe, nu suntem încă în acest stadiu. Mulțumesc. Domnule ministru, dacă îmi permiteți, aș reveni puțin la despăgubirile pentru inundații. Înțelegem totuși că s-ar da aceste despăgubiri în funcție de anumite materiale de construcție? Adică se dau bani doar dacă se folosesc anumite materiale de construcție? Este exclus acest lucru. Este exclus acest lucru. Niciodată un asemenea criteriu nu s-a folosit în România, nici în alte guvernări, nici în actuala guvernare, să condiționăm reparațiile după calamități naturale de folosirea unui anumit material de construcție. Este exclus. Bun, vă mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă. Bună ziua! Bine v-am găsit! Astăzi, ședința de guvern, executivul a aprobat la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor proiectul de ordonanță de urgență prin care stabilim o procedură de intervenție imediată în cazul în care, în intravilanul localităților, în zonele locuite, există un pericol iminent la adresa siguranței și securității persoanelor. Din păcate, domnul ministru Tanțoș Barna nu a putut fi prezent astăzi, deoarece participă la lucrările Consiliului Informal al Ministrilor Mediului din Uniunea Europeană, organizat în Slovenia, dar în continuare vă voi prezenta pe scurt principalele prevederi ale actului normativ. Scopul acestei ordonanțe de urgență este salvarea vieții oamenilor și salvarea bunurilor create de om. Sunt valori esențiale care sunt protejate și trebuie protejate de stat, de instituțiile statului, conform inclusiv prevederilor constituționale. În proiectul de ordonanță de urgență am definit ce înseamnă intervenție imediată,
Am definit ce înseamnă intervenție prin alungare, intervenție prin tranquilizare și relocare, respectiv ce înseamnă extragere prin împușcare sau prin eutanasiere. Am definit cine este gestionarul care are dreptul să participe în această echipă de intervenție și cine este medicul veterinar care are dreptul să participe la echipă și să aibă dreptul să gestioneze substanțele tranquilizante. Am definit totodată ce înseamnă echipa de intervenție și din ce este formată această echipă. Echipa de intervenție este condusă de reprezentantul autorității publice locale, care este și conducătorul Comitetului Local de Situații de Urgență, deoarece este o problemă de siguranță și de securitate la nivelul unității administrativ-teritoriale. De asemenea, trebuie să fie prezenți în echipa de intervenție jandarmii, care vor avea rolul de a asigura zona, de a se asigura că aceste intervenții, indiferent dacă vorbim de alungare, tranquilizare, îndepărtare sau alte metode, să se desfășoare în siguranță, atât pentru membrii echipei, cât și pentru cetățenii care sunt în zonele respective. Trebuie să fie prezent totodată personalul tehnic de specialitate din partea gestionarului fondului de vânătoare. Trebuie să înțelegem aici că prin personalul tehnic de specialitate ne referim exclusiv la personalul angajat al gestionarului, adică la paznicii de vânătoare. În niciun caz membrii asociației sau membrii invitați sau altcineva. Din echipă mai face parte și un medic veterinar, cel care are dreptul să gestioneze substanțele tranquilizante sau letale în cazul eutanasierii. În cazul în care riscul este redus, adică animalul a fost observat ocazional în jurul localităților sau intră în intravilan sau se retrage la observarea oamenilor, se poate interveni prin îndepărtare, prin alungare, cu diferite mijloace. În cazul riscului mediu, definit în prezenta ordonanță de urgență, se poate interveni prin îndepărtare, prin tranquilizare sau relocare. Acest risc se încadrează situațiile în care animalul nu se retrage la observarea oamenilor, lansează un atac fals atunci când este surprins, a fost observat în repetate rânduri în intravilan, nu este oprit de măsurile de protecție existente, de exemplu gardul electric, sau se hrănește cu resturi în prezența oamenilor. Mai avem o a treia situație, în cazul în care riscul este mare, este posibilă intervenția prin eutanasiere sau chiar împușcare. Acestea sunt situații extreme, pentru că vom încerca ca primele două metode să fie cele pe care, în cele mai multe cazuri, să le punem în operă. Aici sunt încadrate următoarele situații. Dacă animalul este prins într-o capcană neautorizată și prezintă răni incompatibile cu moartea, lansează un atac real asupra populației, intră în gospodării și nu se retrage în prezența omului, nu se retrage când este alungat, devine agresiv în urma administrării substanțelor tranquilizante, atacă omul în zona locuită sau atacă animalele domestice în intravilan. În linii mari, cam acestea sunt principalele obiective, prevederi ale ordonanței de urgență adoptate astăzi și aș mai dori să precizez că în cadrul Ministerului Mediului avem câștigat un proiect de 10 milioane de euro prin care vom evalua populația de urși prin metode genetice, respectiv vom crea un sanctuar al urșilor de 60 de hectare ca să ne asigurăm că exemplarele care nu mai pot fi redate mediului natural, ele fiind habituate, să fie relocate în acest sanctuar. Acest sanctuar vine în completarea celor existente și la ora actuală în țară și care funcționează, din păcate, sunt cam semipline și venim și cu alte măsuri de prevenție în cadrul acestui proiect, cum sunt garduri electrice și alte măsuri. Respectiv, lucrăm la un proiect de act normativ pentru limitarea și sancționarea drastică a hrănirii exemplarelor de urs de către persoane neautorizate în apropierea localităților. Respectiv, vom crește cuantumul amenzilor pentru abandonările de deșeuri și vom efectua controle mult mai riguroase în ceea ce privește abandonarea deșeurilor în jurul localităților. Mai doresc să vă anunț că pentru detalii și informații suplimentare, domnul ministru Tanțoș Bornova
organiza mâine o conferință de presă la sediul Ministerului Apelor și Pădurilor, unde vă invităm să participați, să putem să avem un dialog și cu domnul ministru pe baza acestei ordonanțe de urgență. Mulțumesc frumos, vă stau la dispoziție. Bună ziua, Francesca Simionescu, Observator Antena 1. Aș vrea să vă întreb mai multe în legătură cu acel HG care prevede amenzi pentru cei care hrănesc urși și care abandonează gunoiul. Cu cât exact vor crește aceste amenzi și dacă aveți idee câte persoane au fost sancționate până acum? Din păcate, destul de puține persoane au fost prinse în flagrant care hrăneau urșii. În schimb, în ultima perioadă, din câte și în ultimile două săptămâni, știu că parcă trei persoane au fost amendate, au fost filmate și au fost identificate de jandarmerie, respectiv colegii de la Garda de Mediu și au primit amenzi. În schimb, cred că este prea puțin, cred că trebuie să ne intensificăm eforturile ca în localitățile acestea în care vorbim de zone de tranzit a urșilor sau zone care sau localități ca în jurul căreia există o populație semnificativă de urși, să putem să fim mult mai eficienți. În ceea ce privește cuantumul amenzilor, pot să vă spun că am cerut puncte de vedere de la colegii de la Garda Națională de Mediu și așteptăm propunerile dânșilor. Noi am sugerat ca amenzile să fie drastice, mult, mult mai mari peste ceea ce este acum pentru persoanele fizice. Acestea sunt între 3.000 și 5.000 de lei. Noi sper să le dublăm sau chiar să le triplăm aceste amenzi, pentru că, din păcate, habituarea ursului sau multe zone unde s-a produs habituarea ursului se datorează și un managementului defectuos în ceea ce privește deșeurile. Bună ziua, Loredana Diacu, Epoch Times România. Aș dori câteva informații referitoare la relocarea urșilor. Înțelegem că pentru a proteja viața sătenilor sau oamenilor în general care ar putea fi atacați sau căror gospodărie este pusă în pericol de vizitele urșilor, una dintre soluțiile prevăzute în ordonanța de urgență este relocarea. Cum se poate face aceasta în condițiile în care, și corectați-mă, vă rog, dacă greșesc, ea va fi inaplicabilă cel puțin 2 luni, pentru că ordinul de ministru prin care va fi stabilit contractul cadru, modelul de contract cu medicii veterinari, va fi aprobat în 60 de zile. Ce se va întâmpla în timpul acestor 60 de zile? Cine va tranquiliza ursul? Cum se va face relocarea? Fiind o situație de urgență, noi am pus un termen maximal de 60 de zile. Este un ordin de ministru care poate fi emis și se lucrează deja la ora actuală la acest ordin de ministru. El poate fi emis de îndată, maxim câteva zile aceasta se poate fi emis. Cu relocarea este o altă problemă. Noi căutăm soluții ca să găsim și fonduri cinegetice care să poată să primească exemplarele de urs. Cred că o mai mare problemă aici este, pentru că găsim fonduri cinegetice care să ne accepte aceste exemplare relocate. Respectiv, din acest motiv am și introdus în proiectul european construirea unui sanctuar, tocmai în situația în care exemplarele care ar trebui relocate și nu găsim zone în care să fie relocate acestea, să poată să-și petreacă viața într-un mod decent sau cât mai dar aproape de rea. Dar până la apariția acelui ordin de ministru care să reglementeze chestiunile care țin de contractul cadru cu medicii veterinari, înțelegem că singura soluție va fi împușcarea urșilor? Vor fi împușcate nu, 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 nu. Există posibilitatea, ca și la ora actuală, să se ceară ordin de derogare. Ministerul meu alocă derogarea respectivă. Deci nu suntem într-un impas cu apariția ordonanței la ora actuală. Mulțumesc. Mult. Ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Ați spus că mâine veți organiza o conferință de presă pentru a discuta pe marginea acestei ordonanțe de urgență. Nu era mai firesc să organizați înainte de a adopta această ordonanță de urgență? Și unde găsim această ordonanță de urgență? Nu e pe nicăieri să vedem detaliat ce cuprinde. Într-o primă lectură ea deja a fost prezentată în guvern. Și noi am avut consultări cu mai multe ONG-uri, deci nu am ținut-o așa sub preș. Mâine vă putem da detaliile de care aveți nevoie. Varianta finală pe care ați adoptat-o, unde este? E publică? O putem consulta să vedem ce cuprinde? Da, le punem pe site. Astăzi le punem pe site și putem să-l consultați. Da, o să le puteți descărca pe site în decursul zilei de astăzi. Mulțumesc mult!
Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Spuneți-ne, vă rog, ce tarif a fost stabilit pentru vânătorul care extrage un urs prin împușcare? Cu cât va fi plătit cel care împușcă ursul? Tarifele încă nu sunt stabilite, se lucrează la ele, dar sunt, vor fi niște, niște tarife limitate, stabilite de către minister, tocmai ca să nu fie niște prețuri disproporționate de la o autoritate publică la alta. Noi apreciem că intervenția în sine, nu neapărat împușcarea, se va limita undeva la o sumă de 3.000-4.000 de lei, deci nu vorbim de niște sume exagerate. Depinde de tipul intervenției, de personalul alocat, dar sunt niște sume rezonabile. Sunt asociații pentru protecția animalelor care spun că vânătorii, tocmai pentru că sunt încurajați și stimulați financiar, ar putea să folosească diverse strategii astfel încât să atragă urși în zonă. Cum în intravilanul localităților mi-e cam greu să cred că vor atrage vânătorii urși în intravilanul localităților să trebuiască să intervină printre case. Chiar cred că este o exagerare, respectiv prin evaluarea nivelurilor de risc pe care o să-l puteți citi în ordonanța de urgență, în anexele ordonanței de urgență, veți vedea că este foarte bine definit tipul de risc și modalitatea în care se intervine în fiecare situație în parte. Chiar dacă un urs, să zicem, prin absurd, este atras în localitate și vine pentru prima dată, în niciun caz nu se va adopta situația împușcării. Deci nu există pericolul acesta. Asociațiile non-guvernamentale ridicau și problema faptului că nu există un studiu recent care să vadă exact care este populația urșilor din România și se temeau că această ordonanță de urgență ar putea duce la ucidere excesive. Nu cred că poate să ducă la ucidere excesivă din moment ce nivelul de clasificarea riscului pe care noi l-am făcut în prezența ordonanței de urgență, o să vedeți că există doar două, trei situații în care se recurge la eutanasiere sau extragere prin împușcare. În restul cazurilor vor fi alungate exemplarele care se apropie de localitate, respectiv se va încerca relocarea acestora. Revin la ceea ce am spus colegei dumneavoastră, nu cred că putem vorbi de o vânătoare excesivă în intravilanul localităților. Aici intervenim prin ordonanța aceasta de urgență doar și strict pentru a asigura siguranța cetățenilor în zonele respective. Doar atât, nimic mai mult. Deci nu vorbim de nivele de prevenție, nu vorbim de extrageri în afara intravilanelor, acolo mergem pe metodele clasice de alungare, dacă produc pagube la ferme, se fac dorsale de derogare. În intravilan este nevoie de o intervenție urgentă, mai ales pe exemplarele care produc sau care atentează la siguranța și securitatea cetățeanului. Doar atât, doar la asta se referă ordonanța de urgență. Cine va face verificările pentru a vedea că întâi s-a recurs la alungare, ulterior la relocare și abia apoi s-a ajuns la eliminare? Vreau să fac o paranteză și să vă răspund puțin așa prin deviere, în sensul în care să știți că există și o să existe și situații în care se va recurge direct la împușcare, dacă te-ai trezit cu ursul în casă sau la eutanasiere, dar e cam greu pentru că când este în casa omului sau în curtea omului și este un atac iminent asupra persoanei, se poate recurge și la extragerea imediată. În schimb, acestea sunt situațiile acelea de excepție. În restul cazurilor intervenim prin alungare, respectiv relocare. Verificarea este a echipei, este o echipă acolo la fața locului. Vă dați seama că sunt și reprezentanții autorităților statului, este și jandarmeria. Decizia nu se ia chiar așa la întâmplare, deci nu cred că își asumă cineva ca la încheierea actului sau procesului verbal în urma intervenției, cineva să-și asume să scrie altceva decât ceea ce a văzut acolo. Vorbim de medici veterinari, vorbim de autoritate publică locală, vorbim de jandarmerie, de asociația de vânători, de gestionarul fondurilor de vânătoare. Este o echipă totuși, tocmai de asta am gândit-o în acest fel, ca să nu existe discuții sau să nu apară probleme de veridicitate a situației în care se intervine. Deci, practic, verificarea se face între membrii echipei. Da, și între membrii echipei și procesele verbale respective se transmit către Agenția de Protecție a Mediului, care
comunică rapoartele către Ministerul Mediului, care face niște rapoarte anuale către Comisia Europeană în ceea ce privește intervenția aceasta. Bun, și revin la prima parte a întrebării inițiale referitoare la studiul privind populația de urși existentă în prezent. Vreți să porniți un astfel de studiu, să vedeți, să avem o imagine la zi și eventual efectele acestei ordonanțe în timp? Absolut. Noi sperăm ca ordonanța aceasta de urgență să fie doar una de moment, adică să nu ducem cu ordonanța asta 10-20 de ani, să sperăm că rezolvăm situația aceasta de criză într-un maxim într-un an, doi, respectiv, da, în ceea ce privește studiul de care ne-ați întrebat, este prins în proiectul pe care chiar l-am câștigat și este semnat parcă cu o săptămână cu Ministerul Fondurilor. Avem un proiect de evaluare a populației pe amprentă genetică, adică sunt cele mai moderne tehnici de evaluare a populațiilor la ora actuală. Respectiv, noi am mai dat drumul și la o licitație privind evaluarea populației de urși pe metodele clasice, să sperăm că cele două se vor completa și vom vedea și diferențele dintre metode. Ambele sunt, de fapt, metode omologate. Bună ziua, Alex Vlădescu, Antena 3. Domnule secretar de stat, dați-ne un termen până la care vor fi evaluate aceste populații de urși. Noi sperăm ca licitația care am lansat-o acum la Ministerul Mediului să se finalizeze, să semnăm contractul cât mai repede cu cei care au câștigat licitația și sperăm până la sfârșitul anului, începutul anului viitor, să avem deja primele rezultate în ceea ce privește proiectul de amprentare genetică. Să știți că asta durează pentru că se evaluează 1, 2, chiar 3 ani de zile populația respectivă ca să avem date la zi foarte exacte. Bun, eu v-am întrebat un termen până la care vom avea toți urșii din România numărați. Toți urșii din România cred că nu-i vom avea numărați niciodată, vă dați seama că este o estimare, orice studiu face este o estimare. Deci este... de ce mai face studiu, vă întreb? De ce cheltuim banii publici pe un studiu care nu ne va spune... Păi ne va spune cu o precizie de 99%. Credeți că nu ne aflăm în marja de eroare statistică? Cred că este suficient dacă avem o evaluare a populației de 99% sau 98%. Deci dumneavoastră veți ști că în România vor fi numărați 98% dintre urși. Categoric vom ști că vom avea ce populație va avea. Nici n-ai cum să numeri toți. Este ca și cum ai spune că numeri toți iepurii de pe câmp. Poți să-i numeri pe toți? Nu poți să-i numeri pe toți. Este o estimare orice tip de studiu vei face. Am înțeles și cea de-a doua mea întrebare este legată de rectificarea bugetară. Dacă ați făcut deja o analiză la Ministerul Mediului, câți bani ați avea nevoie până la final de an? Se lucrează la rectificarea respectivă. Domnul ministru, mâine, dacă îi puneți întrebarea aceasta, probabil va putea să vă dea mai multe detalii. Care e execuția bugetară pe domeniul pe care ne-ați coordonat? Nu stăm rău. Suntem undeva peste 50%. Păi stați rău față de alte ministere. Dar stăm la jumătatea anului. Domnule secretar de stat, în cât timp trebuie această echipă mixtă să se reunească și să intervină în cazul urșilor agresivi? Ne puteți da un termen? Cât timp? Noi estimăm că intervenția se poate realiza în maxim o oră, două. Și ce se întâmplă dacă ursul pleacă în extravilan? Dacă într-o oră înseamnă că nu a... Păi dacă pleacă în extravilan... Da, sunt și situații în care pleacă în extravilan. Credeți-mă, este un exemplar care se va întoarce dacă a produs daune, pentru că vorbim de un exemplar habituat. Iar echipa de intervenție nu și ia bagajele și se va duce de acolo, va aștepta o perioadă optimă, pentru că de obicei se cunoaște comportamentul exemplarelor de urși habituați, se știe de pe unde vine, se știe cu ce periodicitate vine, deci nu este chiar așa la întâmplare. Și când va aștepta această echipă mixtă la poarta cetățeanului, dacă... Haideți că astea deja sunt întrebări sunt întrebări pe care le vom vedea în momentul în care, sau putem răspunde în momentul în care vom avea câteva acțiuni duse la bun sfârșit. Mulțumesc tare mult! Bună ziua! În ședința de guvern de astăzi, Ministrul Sănătății a prezentat un raport privind situația actuală a îngrijirii pacienților cu arsuri din România, situație la aproape 6 ani de la accidentul colectiv. Aproximativ 10.000 de pacienți se prezintă anual la camerele de gardă pentru leziuni cu arsură. Dintre aceștia, 4.000 rămân internați,
pentru supraveghere de specialitate și pentru tratament și recuperare ulterioară. Din numărul total de pacienți care se prezintă în spitalele noastre, 1400-1500 de pacienți sunt diagnosticați cu arsuri de gravitate medie sau severă. Este un număr foarte mare de pacienți, chiar și pentru țările care se luptă, care trebuie să se confrunte cu conflicte armate. România trebuie să gestioneze această situație, acest număr mare de pacienți cu arsuri, cu un număr redus de paturi destinate pacienților cu arsuri severe. În 2016 a fost gândit primul normativ al României care stabilește condițiile în care se pot trata pacienții cu arsuri severe, un normativ care se raportează la ce se întâmplă în restul țărilor din Europa și care își dorește să aplice și în România aceleași standarde pentru tratamentul pacienților cu arsuri. Ordinul 476, publicat în 2017, stabilește trei categorii de unități în care tratamentul pacienților cu arsuri poate fi oferit. Ne referim la compartimente, unități pentru arsuri și centre destinate marilor arși. În acest moment, România nu are niciun centru, cum nu are niciun centru de recuperare destinat pacienților cu arsuri severe. Pacienții români cu arsură de gravitate mică sau medie sunt tratați într-un număr de aproximativ 300 de paturi pe teritoriul României, iar arsurile cu severe, pacienții cu arsuri severe, sunt tratați în 24 de paturi destinate pacienților în stare gravă. Din 26 existente, 24 sunt funcționale în acest moment, în Timișoara, București și Iași. Două paturi de la Brașov sunt în acest moment într-un proces de reorganizare după lucrări de renovare a spitalului. Deci, în absența unui număr rezonabil de paturi, pentru populația țării noastre am avea nevoie cam de 70 de paturi pentru mari arși, avem 24, sunt situații în care, pentru a oferi tratamentul recomandat pacienților, România are nevoie de ajutor internațional. În acest sens, anul trecut a fost elaborat și publicat un ordin de ministru care se raportează la transferul imediat al pacienților care trebuie internați în centre de mari arși. În perioada 2016-2020 au fost transferați 40 de pacienți în străinătate. Anul acesta, din ianuarie până în acest moment, 12 pacienți cu arsuri severe au fost transferați la solicitarea comisiilor de specialitate constituite la nivelul spitalelor în baza acestui ordin 2063 din 2020. În ceea ce privește situația viitoare a pacienților cu arsuri din România, trei centre de mari arși sunt în construcție printr-un program al Băncii Mondiale. Proiectele au fost aprobate, finanțarea este aprobată. Vorbim în total de aproximativ 190 de milioane de euro pentru centrele care urmează să se construiască la Timișoara, Târgu Mureș și București, Grigore Alexandrescu. Termenul de finalizare ar trebui să fie 2024. În această toamnă se stabilesc prin licitație constructorii. În ceea ce privește tratamentul pacienților cu arsuri, un tratament despre care știm cu toții urmare a accidentului colectiv, este costisitor. În sprijinul unităților care tratează arsuri, Ministerul Sănătății a gândit și aplică din 2016 un proiect, Acțiuni Prioritare Arsuri se numește, care suplimentează fondurile pe care beneficiază spitalele prin CNAS. Prin acțiuni prioritare, Ministerul Sănătății alocă între 7 și 9 milioane de RON din 2017 și până astăzi. Separat din bugetul Ministerului Sănătății, din 2015 și până în acest moment, a fost achiziționată aparatură în valoare de 37 de milioane de lei, 21 de milioane de lei au fost investite în consolidarea clădirilor și 114 milioane în dotări.
17 unități medicale beneficiază de fonduri prin acțiunile prioritare arsuri ale Ministerului Sănătății. Prin Banca Mondială au fost achiziționate separat în 2018-2019 aparatura în valoare de 38 de milioane de lei. Tratamentul oferit prin lege începând de anul trecut și prin ordonanță de guvern până anul trecut pacienților care au suferit arsuri severe în incendiu de la colectiv a fost până în acest moment în valoare de 11 milioane de lei, iar prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pentru cei 52 de pacienți transferați la solicitarea echipelor medicale în străinătate, s-au plătit unităților care au ajutat România aproximativ 5 milioane de euro. Dacă aveți întrebări referitoare la raport, vă rog. Bună ziua, Francesca Simionescu, observator Antena 1. Nu este o întrebare neapărat referitoare la raport în sine, dar are legătură. Aș vrea să vă întreb cum ne putem asigura că în viitoarele centre pentru tratarea marilor arși nu vor mai exista infecții nozocomiale. Infecții nozocomiale există peste tot în lume. Ne putem asigura că normativele pe care acum România le are, la care se lucrează în continuare, Ministerul Sănătății are pentru prima dată în istoria României o comisie multidisciplinară de arsuri, ceea ce respectă ce înseamnă în mod real tratamentul unui pacient cu arsură, adică nu doar chirurgie plastică. Este un efort al unei echipe extinse, implică medici, anestezie și terapie intensivă, medici chirurgi, plasticieni, medici infecționiști, care se asigură că atunci când există infecții, pentru că pacientul cu arsură severă este expus mai mult ca alți pacienți acestor infecții, sunt respectate protocoalele, ghidurile. Această comisie aduce și în România ceea ce nu am avut, ceea ce ne-a arătat accidentul colectiv, că nu a reprezentat o preocupare pentru țara noastră, ceea ce înseamnă tratamentul pacientului cu arsură, nu doar în faza acută, ci și în faza de după, în partea în care, din viața pacientului cu arsură de după primul moment, când ei au nevoie de recuperare de lungă durată, de intervenții chirurgicale întinse pe mulți ani de zile, au nevoie de echipamente speciale care sunt decontate începând din acest an, vorbim de costume compresive, creme speciale, orteze. Pacienții care fac recuperare medicală acum în străinătate, pentru că nu avem un centru în România, sperăm să-l avem în curând, dar până atunci drepturile le sunt respectate, beneficiază inclusiv de aceste echipamente. Infecții vor exista întotdeauna. Vor avea însă ghiduri pe care medicii trebuie să le respecte, vor avea niște spitale noi, pentru că acum este greu să faci și să respecti niște circuite în clădiri cu vechimea pe care o au spitalele noastre. Ce trebuie reținut este că există peste tot infecții, este important cum le tratăm, este foarte important că recunoaștem acum că avem o problemă. Nu doar noi, o are toată lumea, nu este ceva ce trebuie ascuns sub preș. Sunt infecții care se tratează, sunt măsuri care trebuie respectate atât de echipele medicale cât și de noi, ceilalți, mă refer la consumul de antibiotici, la tot ce ne-a dus în această situație, la multirezistență. E nevoie de un efort colectiv și cele trei centre noi vor aduce, în primul rând, niște clădiri curate, în care se va putea începe de la zero. Și dacă mai permiteți o întrebare, vă rog, există concluzii ale anchetei cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Casa Austria Timișoara? Da, există o concluzie, a fost și comunicată și un subiect care s-a discutat repetitiv, a fost un control al inspecției sanitare. Într-adevăr, exista acolo o problemă cu acinetobacter, trei tulpini diferite, care ne arată că uneori pacienții prin transfer, pentru că mari arși mai ales sunt transferați din toată țara în aceste unități, vin uneori purtând infecții. Ce e important de subliniat că nu au fost ascunse aceste infecții, că figurează în documentele medicale ale pacienților, că au primit tratament pentru infecțiile respective, unde nu s-au respectat
normativele privind raportarea sau raportarea incidentelor în timp util, au fost aplicate sancțiuni. Ce aș vrea să fie subliniat este efortul medicilor și progresul față de ce se întâmpla în trecut. Nimeni nu a ascuns această situație din echipa medicală de la unitatea de la Timișoara. Efortul lor este cu atât mai mare atunci când, prin transfer, primești pacienți care nu au doar arsură severă, ci și alte patologii asociate, inclusiv infecții. Bună ziua, Loredana Diacu, Epoch Times. La câțiva ani de la incident de la Drama Colectiv, mai degrabă, nu avem spitale pentru tratamentul marilor arși, nu avem centre de recuperare. Avem măcar protocoale pentru tratamentul marilor arși care să se aplice și cum se veghează dacă aceste protocoale sunt aplicate? Mă refer la faptul, sunt convinsă că știți, că în februarie 2021, deci la niște ani după Colectiv, medicul român din Belgia care l-a tratat pe pacient electrocutat la Constanța povestea că acesta a ajuns mirosind îngrozitor și nu doar cu infecții nosocomiale, ci și cu comprese puse direct pe rană. Nu avem spitale, dar cu protocoale cum stăm și cu respectarea lor? Menționam mai devreme înființarea în acest an a Comisiei Multidisciplinare pentru Arsuri, comisie care face tocmai asta în acest moment, actualizează și uniformizează aceste ghiduri pe care noi le-am avut până acum. Standardizează protocoalele care să fie folosite la nivelul întregii țări. În paralel, am dezvoltat o aplicație care va ajuta și medicii din celelalte spitale din țară, deci nu din unitățile mari, să diagnosticheze corect, mă refer la suprafață, la profunzimea arsurii, astfel încât atunci când pacienții pleacă să plece spre centre unități echilibrați corect. E foarte important să știi ca medic ce primești și să știi ca medic înainte să trimiți un pacient cum să-l trimiți, cum să-l transferi spre o unitate specializată, astfel încât transferul să se facă în siguranță. Această aplicație va contribui la asta, la fel și un raport medical introdus în februarie anul acesta, raport de transfer, indiferent dacă pacientul pleacă într-o unitate din România sau pleacă în străinătate, există același raport medical cu aceleași informații relevante și pentru medicul care trimite și pentru medicul care primește referitoare la starea pacientului. Nu suntem unde ar trebui să fim. Vorbim de 6 ani și vorbim de o dramă care ne-a arătat că avem ca țară o problemă despre care până la moartea a 65 de oameni noi nu am vorbit. Nici măcar cei care aveam tangențe cu sistemul medical nu realizam dimensiunile problemei pe care România o are cu pacienții cu arsură. Repet, avem de gestionat anual un număr de pacienți extraordinar de mare. Am avut în ultimul an întâlniri cu echipe medicale, cu ambasade ale mai multor țări, tocmai pentru a beneficia de sprijinul lor, nu doar când avem nevoie de evacuare internațională pentru pacienții noștri, ci și la partea educațională, la schimburi de experiență. Pentru fiecare dintre aceste echipe, inclusiv din țări care s-au confruntat cu accidente colective majore sau care sunt în zone de conflict, datele pe care noi le prezentăm, numărul de pacienți pe care România îi are, este impresionant. Aici ar fi de ajutor presa, ar fi important să știe toată lumea că foarte multe dintre situațiile care generează arsură severă pot fi evitate. Avem foarte multe accidente, domestice sau nu, care ar putea să fie evitate și să conducă la un număr mai mic de pacienți cu arsură. O întrebare pe un alt subiect, înainte să plece de la minister. Vlad Voiculescu vorbea despre un proiect vizându-i pe pacienți, mă rog, care să vină în sprijinul pacienților, un avocat al pacientului, ca să mă exprim așa, cineva care să preia plângerile pacienților, problemele din sistem, să le gestioneze, să le verifice. Înțelesesem că dumneavoastră urma să gestionați acest proiect. Ce ne puteți spune? Cum a avansat? În ce stadiu este?
Este un proiect la care au lucrat mai multe departamente ale Ministerului Sănătății. În general, nu lucrează un singur om la nimic, deci nici la proiectul care se referă la avocatul pacientului. Pot să vă spun că există un document finalizat care urmează să primească opiniile tuturor factorilor de decizie importanți. Dar proiectul este, partea scrisă există, avem un draft final în momentul în care avem și toate avizele necesare după ce va fi prezentat de Ministerul Sănătății tuturor actorilor implicați în decizie, putem să-l și prezentăm. Dar nu s-a renunțat la acest proiect, a continuat și există materialul dar final. Dar urmează, înțeleg, să fie aprobat în coaliție, deci nu e vorba de un calendar de implementare, ci de aprobarea conceptului? Există un document final și este normal să solicităm opinii înainte, inclusiv ale specialiștilor. Avocatul pacientului trebuie să ajute și pacienții și personalul medical. Această senzație că ar trebui să existe un conflict între medici și pacienți este nu doar falsă, dar și periculoasă. Avocatul pacientului trebuie să fie util și personalului medical și pacienților, să ajute la respectarea drepturilor și ale pacientului și ale personalului medical. Deci este normal să avem pe acest draft inclusiv opiniile beneficiarilor, atât personal medical, cât și organizații de pacienți și apoi faza de avizare instituțională normală. Și ultima întrebare, nu știu în ce măsură ține de noastră, dar poate aveți informații, evaluarea șefilor de DSP-uri a început din perioada doamnei Andreea Moldovan, s-a finalizat, nu s-a finalizat, în ce stadiu este? Nu vă pot da informații pentru că îmi depășește atribuțiile și n-aș vrea să vă dezinformez, dar colegii mei vă pot comunica separat după întâlnirea de astăzi. Mulțumesc și eu. Marganițu, Alef News, bună ziua! Ați spus mai devreme că nu suntem nici pe departe acolo unde ar trebui să fim. Întrebarea este când vom ajunge acolo și care sunt obiectivele pe care vi le asumați, ce număr de paturi vom avea, când și cum veți putea îndeplini acest lucru în termen relativ scurt? Spuneam mai devreme că un standard, raportându-ne la populația României, ar fi de 70 de paturi. Cele trei centre care se construiesc acum și unitățile existente, plus posibilitatea ca alte unități funcționale, adică nivelul cel mai înalt pe care îl avem noi acum în România, să se adauge celor existente. De exemplu, Craiova este într-o fază avansată de dezvoltare a unei unități funcționale. Toate aceste demersuri vor aduce paturi în plus. Dincolo de paturi, prioritatea noastră a fost, așa cum precizam mai devreme, standardizarea tratamentului pacienților cu arsură, implementarea protocoalelor. Comisia Multidisciplinară de Arsură face acest lucru. În paralel, pentru că avem totuși 300 de paturi destinate pacienților cu arsuri de gravitate mai mică, este important să ajutăm și pentru spitalele mici, măcar pentru partea de, atunci când se confruntă cu cazuri de arsură severă, pentru partea pe care trebuie să o facă imediat, și anume diagnosticarea corectă, resuscitarea, transferul în condiții de siguranță pentru pacient. Este o prioritate ca pacienții cu arsură să fie tratați corect, indiferent unde se întâmplă acest lucru. Dacă România nu poate, dreptul la viață este de necontestat și se aplică imediat acum mecanismul de transfer. Ne dorim să poată fi tratați și în România, pentru că ajutorul internațional implică să aștepți să vezi dacă partenerii externi pot sau nu să susțină într-un moment sau altul nevoia noastră de ajutor, până când centrele în construcție vor putea să ajute România să gestioneze mai bine situația, avem și acest ajutor internațional. Între timp, echipe medicale din România au fost în Franța, în Belgia, prin diverse programe educaționale. Am primit în continuare sprijin în acest an din partea unor țări ca Israel, Belgia, Franța, la fel, Olanda,
să ajute cu schimburi de experiență. Avem medici pregătiți. Ce n-am avut a fost această standardizare, aceste protocoale care să fie folosite uniform. Nu am avut normative. Avem unul singur care a apărut abia în 2017, a fost publicat. Comisia actualizează și îmbunătățește inclusiv acest normativ, fiind primul, bineînțeles că au fost lucruri, am văzut în ultimii ani, care puteau suferi îmbunătățiri, se face asta. Spuneți, dacă România nu poate, ați vorbit de toate aceste etape, totuși, când vom putea să ajungem în situația în care România va putea trata de la început până la sfârșit un mare ars? Un moment spre care ne uităm cu toții este termenul de finalizare al celor trei centre. Abia atunci vom fi foarte aproape de unde? 2024, am precizat. Acestea sunt etapele. Însă, niciodată o țară nu este întru totul pregătită pentru accidente colective și pentru un astfel de număr de pacienți cu care ne confruntăm noi. De aceea, repet, este important ca accidentele care pot să fie evitate să facem niște eforturi în acest sens. Multe dintre ele chiar ar putea să fie evitate. Bună ziua, Alex Sândădescu, Antena 3. Doamna secretară de stat, voiam să vă întreb dacă la Ministerul Sănătății ați făcut o evaluare pentru rectificarea bugetară și dacă ați estimat de ce sume ați avea nevoie. Da, cu siguranță colegii mei s-au ocupat, vor prezenta detalii doamna ministru și colegii care se ocupă de partea financiară în minister. Legat de spitalul de urgență de la Mangalia, știți că este singurul spital de urgență deschis în sudul litoralului. Înțelegem că medicii de acolo nu mai fac față, au o capacitate de a trata pacienții. De fapt, sunt de trei ori mai mulți pacienți decât capacitatea pe care o pot trata. Dacă ați luat la cunoștință de problemele de acolo, dacă sunt ceva măsuri pe care le puteți lua astfel încât să ajutați, înțelegem că la camera de gardă efectiv nu mai e loc, stau pacienții cu orele pe holuri, e haos. Cu siguranță se pot lua măsuri să fie ajutați dacă e nevoie. Nu pot răspunde în numele tuturor colegilor mei, dar sunt convinsă că tot ce se poate face se va putea face astfel încât spitalele din împrejurim să poată prelua. Faceți o verificare acolo? Cu siguranță vom face. Avem servicii județene de ambulanță, avem alte spitale de urgență în apropiere. La nevoie vor putea interveni astfel încât să degreveze colegii de acolo. Cu siguranță se pot lua măsuri, vom verifica și facem tot ce e posibil să fie ajutați. Vă rog. Pentru că se vorbește în ultima perioadă despre valul 4 și inclusiv doamna ministru a anunțat că se fac pregătiri pentru eventualitatea acestui val, v-aș întreba dacă îmi puteți spune la nivelul DSP-urilor, știm că era o problemă de personal în contextul acestui val 4, dacă s-a schimbat ceva acolo, dacă se fac eforturi pentru a îmbunătăți situația în care sunt DSP-urile. Eforturi s-au făcut în toată această perioadă, nu doar acum, în pregătirea valului 4. Am ieșit cu greu dintr-un val 3, vă amintiți că situația a fost de dramatică, motiv pentru care nu a renunțat nimeni la efortul și se analizează toate nevoile, nu doar la nivelul DSP-urilor, nu doar DSP-urile s-au confruntat cu valurile precedente, vorbim de spitale, vorbim de servicii de ambulanță, nimeni nu e uitat și da, se analizează toate aceste situații, inclusiv cele care privesc personalul și nevoia de suplimentare. Repet, nu doar la nivel de DSP. Se fac evaluări, colegii de la resurse umane verifică asta, nu numai în DSP-uri, ci peste tot unde va fi nevoie. De la servicii de ambulanță, care sunt linia întâi, DSP-uri, spitale. Am putea vedea și o capacitate de testare mai mare, disponibilă în toamnă, iarnă? Nu vă pot răspunde în acest moment la asta. Cu siguranță se vor anunța toate măsurile pe care Ministerul Sănătății le va lua în perioada următoare. Și referitor la testare, ne puteți spune dacă Ministerul Sănătății ia în calcul să înceapă programul de testare ale elevilor, ținând cont că în toamnă va începe școala din nou? În primăvară a fost un eșec total testarea elevilor. Cu siguranță veți primi detalii referitoare la măsurile care se vor lua în
înainte de începerea anului școlar și cum anume se va proceda astfel încât situația să fie mai bună ca la precedenta întoarcerea elevilor la școală și modul în care au decurs testările în trecut. Au fost omologate testele privind saliva, dacă au fost omologate? În momentul în care se va anunța ce teste se vor folosi, se vor furniza toate aceste detalii referitoare la ce teste sunt mai bune ca alte teste, astfel încât să fie copiii în siguranță. În momentul în care vom prezenta detaliile, va fi clar ce se va folosi și de ce. Mulțumesc frumos! Zi bună!